Primăria Municipiului Suceava, împreună cu Consiliul Județean, va organiza târgul de Crăciun pe esplanada din fața Casei de Cultură. Așa cum am spus, cum s-a angajat constructorul până 1 decembrie, va fi gata lucrările acolo. Urmează să organizăm târgul de Crăciun în stil vienez. Acolo va fi amplasat și pomul de Crăciun. Vom monta 20 de căsuțe de lemn ale Primăriei Municipiului Suceava, unde comercianții vor putea să vândă suveniruri legate din sărbătoarea de Crăciun și, bineînțeles, vom fi parteneri aici cu Produs în Bucovina. Cei la Produs în Bucovina vor putea să-și vândă produsele tradiționale. Sper să putem face un târg frumos, să facem o tradiție în acest lucru în fața Casei de Cultură. Iar alte evenimente, cum ar fi Revelionul și alte manifestări majore, vor avea loc tot la Iulius Mol, pentru că riscăm să distrugem tot ce este pe acolo, în măsura în care realizăm evenimente asemenea învergări în piața centrală. Dar evenimente mai mici, cum este Târgul de Crăciun și altele care presupun mai puțin, știu, mai puțin de ranj acolo în zonă, va fi organizat în esplanada Casei de Cultură. Deci, în concluzie, începând cu data din 1 decembrie, vom organiza acest târg de Crăciun.